Începe anul școlar și părinții aleargă prin magazine pentru a cumpăra rechizitele necesare pentru copii. Din cauza scumpirilor însă, mulți dintre ei se confruntă cu cheltuieli suplimentare. Conform unui sondaj Best Job, 60% dintre părinți încearcă să se încadreze într-un buget de cel mult 500 de lei pentru a cumpăra caiete, ghiozdan, cărți sau penare. 72% dintre părinți spun că urmăresc ofertele din magazine pentru produsele școlare, astfel încât să iasă mai ieftin, iar 25% spun că vor folosi și din rechizitele rămase din anii anteriori. 17% susțin că se vor orienta de data aceasta către produse mai ieftine. Pentru că rechizitele s-au scumpit, 10% dintre părinți apelează la economii în această toamnă și 13%, din păcate, se vor împrumuta pentru a face față acestor cheltuieli. Alți 23% se gândesc însă să ceară avans la salariu pentru a putea cumpăra aceste produse. Cei mai mulți părinți, 4 din 5, au declarat că se vor deplasa la magazine pentru a face aceste cumpărături, în timp ce 20% vor cumpăra online pentru a evita aglomerația. Acum, cei mai mulți părinți vor încerca să reducă anul acesta costurile cu caietele, penarele și ghiozdanele și doar un procent de 15% au declarat că vor aloca un buget mai mare decât anul trecut, 40%, însă se tem că vor depăși bugetul alocat. 62% dintre părinți se tem că prețurile mai mari vor fi mai mari anul acesta și 16% susțin că vor face compromisuri la calitatea produselor pe care le vor cumpăra pentru a se încadra în acest buget de 500 de lei. Sondajul, doamnelor și domnilor, a fost realizat de Best Jobs în perioada august-septembrie pe un eșantion de 640 de părinți din România. Mergem mai departe.